Domnilor, domnilor, bună ziua, bine ați venit aici la Casa Guvernului în transmisiunea în direct pe platformele guvernamentale în care comunicăm în spirit de transparență cele mai importante anunțuri pe platforma guvernamentală, deciziile care au fost luate de către cabinetul condus de premierul Dorin Recean, dar și subiectele de actualitate care vizează pe fiecare cetățean în parte. Astăzi suntem la cea de-a 36-a conferință săptămânală aici după ședințele de guvern. Ne urmăriți online pe paginile Guvernului Republicii Moldova, dar și a ministerilor și instituțiilor guvernamentale. Avem următoarea agendă. Vom avea la început declarațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care va vorbi despre volumul compensat al tarifelor al gazelor naturale, dar și va răspunde la întrebările colegilor jurnaliști care vizează această inițiativă. După care vom discuta despre anunțurile de interes aici de pe platforma guvernamentală și vom răspunde și la alte teme de interes pe care le au colegii din presa națională. Vom aborda și sinteza celor mai importante hotărâri ale guvernului, dar și agenda publică a ministrului, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Acesta fiind spus, vreau să-l invit pe domnul ministru Alexei Buzu, care va comunica pe deciziile din domeniul de competență al ministerului pe care îl conduce. Domnule ministru Buzu, vă invit. Bună ziua! Mersi mult, Daniel! În primul rând, vreau să încep prin a mulțumi tuturor cetățenilor pentru răbdarea, diligența, grija și solidaritatea de care au dat dovadă în această perioadă. Vreau să reamintesc că toți cetățenii care doresc să beneficieze de compensații trebuie să se înregistreze în sistem până pe data de 25 noiembrie. Dacă mai persistă anumite dificultăți, probleme, vă încurajăm să intrați în contact cu echipa ministerului, colegii bibliotecari, asistenți sociali, sunt sigur că ei vor depune tot efortul necesar pentru ca să vă ajute. În al doilea rând, aș vrea să utilizez această oportunitate să mulțumesc colegilor din mass media pentru modul diligent, obiectiv, care ați reflectat efortul nostru, ați contribuit la informarea cetățenilor. Noi apreciem foarte mult acest lucru. Astăzi, în ședința de guvern, am aprobat o hotărâre de guvern care clarifică modul în care guvernul va delimita categoriile de vulnerabilitate energetică, cât și nivelul de compensații pentru sursa de energie. Deci, în mare parte, mă vor referi la acest aspect. Sunt gata să răspund la toate întrebările noastre și vă aștept și mâine la orele 16, organizăm un club de presă într-un context mai informal și un timp mai îndelungat să depunem toate aspectele tehnice pe programul de compensații, cât și pe alte proiecte și inițiative ale Ministerului. În acest an vom avea 7 categorii de vulnerabilitate energetică. Modul în care o gospodărie va nimeri într-o categorie sau alta este determinat de sistem și de raportul dintre venitul disponibil în acea gospodărie și costul pe care acea gospodărie trebuie să o achite pentru ca să se încălzească. Deci toate aceste date noi le luăm din sursele publice, cum ar fi fisc, CNAS, cadastru, cât și datele declarate în sistem de către cetățeni. Nivelul de consum al energiei noi îl luăm de la toți furnizorii de energie din Republica Moldova. Ne referim la gaze, la termie și pentru aproximativ 12.000 de gospodării care se încălzesc utilizând energia electrică. Cum vom determina gradul de vulnerabilitate? Pentru categoria de non-vulnerabil, în această categorie vor fi gospodăriile care vor utiliza până în 5% din venitul disponibil pentru a achita sursa de energie. Dacă o gospodărie utilizează între 5 și 10% din venitul disponibil pentru sursa de energie, gradul de vulnerabilitate va fi considerat ca fi primar. În categoria de vulnerabilitate scăzută vor fi încadrate gospodăriile care utilizează între 10 și 20% din venitul disponibil. Dacă o gospodărie utilizează între 20 și 40% din venitul disponibil pentru a achita sursa de energie, această gospodărie va fi încadrată în categoria de vulnerabilitate medie. Dacă gospodăria utilizează mai mult de 40% din venitul disponibil pentru a achita sursa de energie, aceasta va avea un grad de vulnerabilitate ridicată. Iar pentru categoriile cu vulnerabilitate foarte mare și extremă, deci noi vom calcula acest grad de vulnerabilitate în baza coșului minim
de consum. Deci dacă gospodăriile utilizează mai puțin, au venit mai puțin decât coșul minim de consum, care în mediul rural era de 3.963 de lei, în mediul urban de 4.663 de lei, atunci aceste categorii vor fi încadrate în aceste categorii. Cu privire la prețul care va fi compensat. Pentru gaze, în acest an, guvernul va compensa în medie 33% din tariful care este acum actual. Spre exemplu, pentru categoria extremă vom compensa până la... Deci, aceste gospodării vor achita 12 lei pentru metru cub. Acum, prețul reglementat este de 18,7. Categoria foarte ridicată, 12 lei și 20 de bani. Categoria ridicată, 12 lei și 40 de bani, medie 12 lei și 60 de bani, scăzută 17 lei. Deci, în medie, vom acoperi 33% din tarif. Vreau să menționez că pentru gospodăriile care sunt încadrate în categoria de vulnerabilitate extremă și foarte ridicată, o bună parte din ei vor primi acea compensație monetară lunară de 800 de lei, și o parte din gospodării vor primi atât compensația monetară, cât și compensația în factură, doar că ele sunt plafonate la 90 de metri pe metri cubi pe lună. Consumul pentru oricare gospodărie care se încadrează într-o categorie de vulnerabilitate va fi de 180 de metri cubi. Deci o gospodărie, dacă va consuma mai mult de 180 de metri cubi, atunci fiecare consum adițional acestui plafon va fi achitat la prețul de piață. De aceea, încă o dată, reiterăm solicitarea și rugămintea noastră ca cu toții și în acest an, într-un mod solidar, să avem grijă unul de altul, să consumăm cât mai diligent sursa de energie. Dacă ne referim la termie, în acest an guvernul va compensa până la 58% din costul pe tarif. Tariful la moment pentru termoelectrică este de 3.457 de lei pentru gigacalorie. Pentru gospodărie din categoria cu vulnerabilitate extremă, acestea vor plăti 1.450 de lei pentru gigacalorie, pentru foarte ridicată 1.475, ridicată 1.500, medie 1.525, scăzută 2.100 și primară 2.900 de lei. În acest an, plafonul de compensații, deci pentru volumul utilizat, este de 1.3 gigacalorie pe lună. Deci toate gospodării care vor utiliza mai mult de acest plafon vor plăti tariful de piață. Ceea ce am încercat noi să facem în acest an este să, pe de o parte, să ajutăm gospodăriile cu venituri mici, de aceea noi am integrat acea compensație monetară, am mărit-o de la 700 lei la 800 de lei, plată lunară, și am încercat să ne asigurăm că majoritatea gospodăriilor vor achita un preț la energie compensată similar cu anul trecut. Deci acesta este al doilea obiectiv. Iar al treilea obiectiv este ca și în acest an să încurajăm, încă o dată, într-un mod diligent, solidar, să consumăm sursa de energie cât mai eficient posibil. Bugetul pe care noi îl estimăm pentru acest an, pentru ambele tipuri de compensație, atât în factură cât și monetară, este de 2.780 de milioane de lei. Dintre care costul, bugetul pentru compensația monetară este de 1.020 de milioane de lei și costul la compensația în factură este de 1.760 de milioane de lei. Noi am pregătit o notă informativă pentru dumneavoastră ca să puteți înțelege mai bine, pentru că sunt foarte multe detalii tehnice și dacă îmi permiteți jumate de minute, eu am să trec în acest document, pentru că eventual o să vă întoarceți în redacție, o să aveți anumite întrebări. Deci aici este formula în baza la care noi prezentăm cum calculăm vulnerabilitate energetică. Aici sunt descrise toate 7 categorii. Da? După care o să vedeți aici estimările noastre vis-a-vis de procentul și numărul de gospodării care vor fi încadrate într-o
categorie de vulnerabilitate sau alta și în informația pe care am prezentat-o o să vedeți comparativ perioada rece 2022-2023 și perioada 2023-2024. La fel o să vedeți în tabel care este volumul compensat atât pentru anul trecut cât și pentru acest an, atât pentru gaze, termie și acele gospodării care se încălzesc cu energie electrică. Deci vreau să subliniez acest fapt. În acest an, gospodăriile vor primi compensații pentru energie electrică doar în cazul în care acestea se încălzesc cu energia electrică. Deci avem aproximativ 12.000 de gospodării în Republica Moldova care se încălzesc cu sursa de energie electrică. Și o să vedeți și bugetul. Mâine la orele 16 organizăm un club de presă în care o să oferim mai multe detalii tehnice, de alt ordin. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc cetățenilor pentru răbdarea cu care se înscriu în programul de compensații și acum sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumim, domnule ministru. Stimați colegi jurnaliști, dacă sunt întrebări la domnul ministru. Da, domnule Buzu, Sărbana Gorete de la Moldova. Dacă este să facem o comparație chiar pentru prețul care va fi ajustat în acest an și în față de cel din sezonul precedent, prețurile sunt mai mici la primele 5 categorii sau dacă și puteți dumneavoastră inclusiv să le vocifera. Vedem chiar 12 lei și 20 de bani pentru, de exemplu, foarte ridicat, da. 12,40 pentru cea ridicată, deși am trecut pentru cea ridicată era 14 lei. Da. Dacă ne puteți face o comparație, vă rugăm. Da. Anul trecut prețul la gaz a fost de piață, a fost de 29 de lei pentru metru cub. Și ceea ce s-a întâmplat anul trecut este că am avut aproximativ 78% din gospodăriile din sistemul de compensații încadrați în categoria foarte ridicată. În acest an, pentru că prețul a scăzut, s-a mai schimbat anumite elemente din gospodărie, distribuția va fi mai echilibrată. O să vedeți în tabelul 2 această diferență. Spre exemplu, anul trecut, în foarte ridicată, erau 595.000 de familii, adică undeva 78%. Anul ăsta avem 14, în extremă 13 și mai departe. Și pentru ca să asigurăm că unele gospodării care în anul trecut erau foarte ridicate, în acest an vor fi în ridicată sau în medie, deci noi am încercat să acoperim compensațiile în factură pentru ca să asigurăm o continuitate, iar pentru acele gospodării cu venituri mici care se vor regăsi în extremă sau foarte ridicată, avem mecanismul de compensație monetară de 800 de lei, care va fi plătit lunar. Și pe 26 noiembrie vor primi toți consumatorii pe e-mail notificarea sau cum se va întâmpla la contract? Pe 25 încheiem procesul de înregistrare pentru această lună. Asta înseamnă că dacă cineva nu a reușit, poate să înregistreze în continuare, doar că nu va primi compensația pentru luna noiembrie. După care sistemul va face interpelări la toate sursele de date și până la sfârșitul lunii vor fi comunicate. Deci cetățenii vor primi în acel cabinet personal care este categoria de vulnerabilitate energetică, iar pentru cei care au aplicat să obțină compensația în formă monetară, vor fi informați dacă se califică sau nu pentru ca să o primească și vor o primi conform procedurii. În acest an, sistemul este mult mai sofisticat. Noi vom face interpelări la mult mai multe date. Deci noi avem peste 9 surse de date diferite, date de la cadastru cu privire la bunurile imobile, date de la universități cu privire la prezența studenților în gospodărie, avem date de la CNAS cu privire la prestațiile sociale, pensii, indemnizații pentru persoane cu dizabilități, avem interpelări de la Serviciul Fiscal de Stat cu privire la toate veniturile, dividende, royalties, venituri din salarii, din vânzarea unor bunuri și mai departe. Toate aceste date interpelate necesită un anumit efort, timp, dar ele vor fi realizate într-un timp relativ scurt și credem că ne vom încadra în timpul care l-am prescris. Domnule Buzău, precizare, că v-ați spus dumneavoastră referitor la electricitate. De exemplu, o gospodărie care este conectată la energie centralizată, electricitate, gospodăria achită are parte de compensație și la energie termică și la electricitate, sau ca să înțelegem exact. Deci, doar la sursa principală de energie. Deci, în formularul pentru sistemul de compensații, fiecare solicitant indică care este sursa principală.
Pentru că în dependență de acea sursă, noi facem interpelare. Acolo se indică numărul, locul de consum, spre exemplu gaz. Noi avem acces la datele de la Moldova Gaz, care este cel mai principal furnizor de gaze, și noi verificăm care a fost consumul din anul trecut pe acea gospodărie. Dacă solicitantul indică datele din factură pentru termie, atunci noi verificăm termia și va fi compensat. Deci nu trebuie să indici fiecare sursa principală de energie. Și se compensează doar sursa principală. Da, da, da. Lumina, electricitatea nu se va compensa. Deci consumul de electricitate nu se va compensa, doar consumul de electricitate care este utilizat pentru încălzire. Pentru că dacă gospodăria utilizează energia electrică pentru încălzire, noi vedem acest lucru în consum și atunci noi cunoaștem, noi avem, inclusiv avem lista sau baza de date de solicitați beneficiari din anul trecut. Și ce se mai întâmplă cu acest capra? Nu se mai depune la primărie. Nu. Lumea, noi am încercat să facem un reportaj și lumea era puțin bulversată, ei mergeau la primărie, cei la primărie îi înregistrau, pe care da, pe care nu, unii se cunosc între ei, unde vor primi banile, vor veni în factură la primărie, cum se va întâmpla, puteți să facem mine și în cazul ăsta, că sunt multe întrebări. Noi am simplificat acest proces. Ca să vă explic, până în acest an, fiecare solicitant de APRA trebuia să vină cu o listă de documente, copii, dosar, trebuia să meargă la asistentul social, asistentul social trebuia să facă o anchetă socială, să vadă dacă dosarul este complet, după care dosarul trebuie să fie dus la raion, în raion este un operator care verifică, introduce în sistem și așa mai departe. Deci lucrul ăsta a consumat foarte mult timp. Anul trecut noi am fost forțați, nevoiți, prin o dispoziție a CSE, să extindem perioada de examinare a acestor dosare de la 20 de zile la 40 de zile. Ceea ce am făcut în acest an este că noi am integrat, am simplificat procesul atât pentru colegii noștri din prima linie asistenței sociale, cât și pentru cetățeni. Și un alt aspect este că noi acum vedem și controlăm mult mai bine sistemul, pentru că înainte era și factorul ăsta subiectiv. Categoriile de vulnerabilitate sunt determinate de sistem prin formulă, nu determină ministru, asistent social și așa mai departe. Deci lucrul ăsta, clar că când există o schimbare, mai ales la un program care a fost implementat de mai mult de 15 ani de zile, apar întrebări, mai există și factorul politic, spune că am luat APRA, noi am luat APRA din mâna celor care au utilizat de multe ori APRA în scopuri electorale. Și noi avem scopul ăsta de a ținti, de a ajuta familii care într-adevăr au nevoie și acest lucru l-am făcut, dar noi acceptăm că există anumite confuzii, noi încercăm să le explicăm. Noi, anul trecut, am primit în perioada de administrare a programului de compensație, am primit peste 60.000 de solicitări telefonice la care am răspuns, 50.000 de e-mail-uri și am avut consultații față în față cu 1.000 de cetățeni. În acest an, eu cred că noi deja avem aproximativ 30.000 de solicitări telefonice, consultații, mergem în teren, primim cetățenii audiență și explicăm acest lucru. Noi, la moment, avem în sistem peste 600.000 de gospodării. Este cel mai amplu program de suport al guvernului administrat într-o perioadă foarte, foarte, foarte scurt. Cum gospodăriile iau acești bani? Unde se realizează? Deci, este o procedură foarte simplă. Ele vor primi prin MPE, fie la poștă sau pe cardul bancar. Deci, este o procedură standard. Majoritatea beneficiarilor deja, cred că, cunosc acest lucru. Mulțumim foarte mult, stimați colegi, pentru că mulțumesc și eu. Mulțumim, domnule ministru. Domnilor, cei care ne urmăresc online, vă reamintesc că urmăriți în direct din Casa Guvernului conferința de presă numărul 36 după ședința executivului. Astăzi este 22 noiembrie, iar eu am plăcerea să continui cu cele mai importante subiecte care au fost discutate în ședința a Cabinetului de Ministri, dar și anunțurile de interes public. Voi menționa că astăzi am avut 39 de proiecte pe ordine de zi, au fost 3 proiecte de legi, 27 de proiecte de hotărâri de guvern, un proiect de hotărâri de parlament, un proiect de dispoziție de guvern, 6 avize legislative la inițiative parlamentare, un punct privind resursele umane cu 3 numiri în funcții. Reamintesc că Cristina Gerasimov a fost numită în funcția de secretară de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Anterior, Cristina Gerasimov a fost consilier în domeniul politicii externe și integrării europene a președintei Republicii Moldova. Tot astăzi, guvernul a decis numirea Cristinei Ceban în funcția de secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Cristina Ceban este persoana care a activat în acest minister din anul 2007 și a avansat treptat până la funcția de astăzi. Totodată, la propunerea Ministerului Muncii, Cabinetul de Ministri l-a numit pe Cătălin Țacu în funcția de director al Inspectoratului de Stat al Muncii. Acestea fiind spuse, săptămâna trecută un subiect de interes pentru colegii din media a fost legat de sărbătorile de iarnă, modul în care vom marca perioada de Crăciun în toată țara. Au fost și întrebări adresate pe parcurs. Noi astăzi suntem bucuroși în anunțul Guvernului să facem precizări la campania pe care o lansăm. Am să rog și colegii operatori să vadă denumirea campaniei. Guvernul anunță despre lansarea campaniei Hai Acasă de Crăciun. Vreau în detalii să vă povestesc ce include aceasta. Crăciun este o sărbătoare ce unește cetățenii țării noastre prin tradiții frumoase, prin legături puternice în comunitate, prin faptul că ne adună pe toți la oaltă acasă de sărbători. Asta o cunoaște fiecare conațional. Astăzi guvernul lansează campania Hai Acasă de Crăciun și îndeamnă toate localitățile, toate administrațiile publice locale din satele și orașele țării noastre să facă sărbători frumoase pentru locuitori, să pună în valoare artiștii locali și tradițiile locului pentru a întări comunitățile locale, satele și orașele țării noastre. Crăciunul nu mai trebuie să fie un subiect de divizare, un subiect care trezește nedumiri și neînțelegeri între diferite administrații. În anul 2023, din respect pentru oamenii noștri frumoși a acestei țări, punem punct acestor dezbateri despre braz și a cui este sărbătoarea, a guvernului, primăriei sau a altor actori în spațiu public. Crăciunul nu este al Chișinăului, Crăciunul nu este al guvernului, nu este al primăriei. În toată Europa, Crăciunul este organizat de administrațiile locale, despre asta cunoaștem cu toții, și este organizat în primul rând pentru oamenii locului. E o sărbătoare care ne unește și care vine să solidarizeze întreaga țară prin tradițiile frumoase. Deci, în toată această perioadă sărbătorilor de iarnă, vom promova tradițiile, vom îndemna și cetățenii de acasă și cei din diasporă să ne povestească prin poze, prin materiale video, cum sărbătoresc Crăciunul, ce amintiri au legate de această sărbătoare și pentru a pune în valoare lucrurile care ne strâng și care ne unesc în perioada sărbătorilor de iarnă. Toate aceste mesaje care vor fi generate în satele, orașele țării, care vor fi generate în diaspora, pot fi transmise inclusiv pe adresa de e-mail care a fost creată la guvern. Se numește acasadecrăciun@gov.md. Ne dorim ca în fiecare localitate să se simtă Crăciunul. Ne dorim ca obiceiurile locului să fie cunoscute de cât mai mulți oameni, inclusiv în orașele europene unde trăiește diaspora noastră. Avem oameni care locuiesc în întreaga Europa, pe continentul nord-american, în Asia, dar și în alte regiuni ale lumii. Ne dorim ca și acești oameni să participe la campania noastră Hai Acasă de Crăciun. Și pentru că ne dorim ca fiecare localitate din țară să simtă Crăciunul, noi am adresat o scrisoare circulară cât tuturor primăriilor din țară, dar și președinților de raioane, în care invităm autoritățile locale să se alăture acestei campanii a executivului. Activitățile pe care le propunem prin demersul nostru vizează organizarea de târguri locale, expoziții de artizanat tradițional, concerte cu artiști locali sau ateliere interactive pentru a promova tradițiile locale din satele și orașele țării noastre. Aceste activități au scopul de a pune în valoare și promova identitatea fiecarei localități. Avem oameni foarte talentați în întreaga Republică, dar și să consolideze și să contribuie la coeziunea socială. Sunt bucuros de asemenea să anunț că Ministerul Culturii va organiza în contextul acestei campanii spectacole ale orchestrelor noastre dedicate sărbătoarelor de iarnă în casele de cultură din întreaga țară. Vorbim despre orchestra Fluieraș, Mugurel, Folclor, Noroc, Ansamblul Joc, dar și orchestra Concertino. Totodată, pentru cei mici, surprizele vor continua. Teatrul Licurici va organiza spectacole în centrele de plasament pentru copii. Guvernul mai invită toate centrele raionale să se alăture inițiativei noastre tradiționale, care se numește Biblioteca de
Cărțile sub braț, prin care promovăm lectura în cazul în societate și ne dorim foarte mult ca această inițiativă care a fost găzduită de guvern să fie realizată și implementată inclusiv în centrele raionale, în orașele mari, în sate, în comune, unde cetățenii conaționale ar putea să contribuie prin donații de carte. Promovăm astfel legăturile culturale, dar și putem să dotăm bibliotecele școlare, dar și saloanele pentru copii din cadrul spitalelor din țară. Invităm editurile, librăriile și organizațiile culturale să susțină această campanie a executivului și Hai Acasă de Crăciun, ne dorim să fie o sărbătoare a tuturor, o sărbătoare în care în pace, liniște, în smerenie acestor sărbători să ne bucurăm cu toții. Deci, doamnelor, domnilor, Hai Acasă de Crăciun este invitația publică lansată de către guvern tuturor administrațiilor publice locale ca împreună să aducem Crăciunul și sărbătorile luminate în localitățile din întreaga Republică. Detalii suplimentare despre activitățile concrete care vor fi realizate, despre planul instituțiilor publice, noi le vom comunica pe parcurs. Vreau la această etapă doar să transmit mesajul public că oricine se poate alătura aceste inițiative, să o sprijine și să participăm cu toții la acest eveniment național. Hai Acasă de Crăciun este al meu, al tău, al tuturor cetățenilor mândri din țară, dar și din diaspora, prin care valorificăm tradițiile. Noi vom fi tare bucuroși să primim și videouri, imagini, video, foto pe adresa Acasă de Crăciun, arongov.md, despre care am vorbit mai devreme. Următorul anunț pe linia guvernului vizează nemijlocit programul Ajutor la Contor. Mai devreme, ministrul Alexei Buzu s-a referit la hotărârea de guvern. Vreau să ofer niște date concrete colegilor jurnaliști care s-au interesat de numărul de cereri depuse. Deci, în primul rând, reamintesc că au mai rămas doar 3 zile până vă puteți înregistra pe site-ul compensații.gov.md pentru a beneficia de compensații pentru luna noiembrie. Vreau să repet încă o dată, să demontăm un fals care circulă în spațiu public, că dacă nu te înregistrezi până pe 25, nu vei putea beneficia toată iarna de compensații. Este un fals. Deci persoanele care nu se înregistrează până pe data de 25, nu vor fi eligibile pentru compensațiile în luna noiembrie. Deja pentru luna decembrie, fiecare persoană poate să se înregistreze până pe data de 25 a lunii următoare pentru a beneficia de compensații subsecvente în luna decembrie. Amintim că modalitatea de înregistrare rămâne aceeași. Sunt două modalități principale. Pe site-ul nemijlocit al programului, online și prin intermediul unei persoane care vă poate ajuta, asistentul social, bibliotecarul sau la centrele unificate de prestare a serviciilor, așa zisele CUPS-uri, care sunt în peste 100 de localități din țară. Vorbeam de cifre concrete. Până la ora în care am început acest briefing, pe site-ul compensații.gov.md au fost depuse 633.489 de cereri care au parvenit din partea populației. Reamintesc că este cel mai amplu program de înrolare guvernamental pe care l-a inițiat guvernul în scopul de a ajuta cetățenii. Mai devreme, ministrul Alexei Buzu a punctat clar care vor fi categoriile de persoane care vor primi compensații, dar și tarifele la care vor achita în funcție de care este cel mai principal obiect sau sursă de încălzire. Vreau să menționez că centrul de apel este în regim de permanență disponibil în orele de program anunțate de Ministerul Muncii. La etapa actuală au fost procesate peste 23.804 apeluri telefonice și s-a răspuns la peste 10.100 e-mail-uri transmise pe adresa suport@compensații.gov.md. Centrul de apel funcționează la 0.8000-5000, număr care este disponibil și este gratuit pe teritoriul Republicii Moldova, și invităm toată lumea, în cazul în care are întrebări sau nelămuriri, să contacteze la numărul indicat. Acum, am selectat și de această dată cele mai frecvente întrebări care sunt legate de programul de compensații. Vreau rapid să le trec cu vederea. Ce venituri trebuie să indic în cererea de compensații? Răspunsul e simplu. La completarea cererii pentru compensații, indicați veniturile nete. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă veniturile pe care le aveți după achitarea la toate impozitele. Cu alte cuvinte, mai pe simplu, cei ce primiți transfer la card, pe care le-ați avut în funcție de câți membri ai gospodăriei aveți în perioada mai octombrie 2023, pentru fiecare
lună separat. Pentru membrii, în cazul în care membrii gospodăriei nu au înregistrat venituri, se indică cifra 0 în sistem. Totodată am primit de la colegii din media mai multe semnale referitor la introducerea unor date false în aceste cereri și erau solicitări de comentarii. La acest subiect vreau să menționez și să reiterez de altfel ceea ce și-a spus Ministerul Muncii. Sistemul este unul bazat pe formule și va face interpelări de date de la mai multe surse. Peste 10 date de stat verifică informația inclusă de cetățeni. Respectiv, în cazul în care introduceți, de exemplu, prea mult venit pe care l-ați înregistrat, sistemul va vedea acest lucru sau dacă faceți prea puțin, la fel va genera și va sistematiza aceste informații. În formularul online veți indica veniturile pentru fiecare persoană separat, iar acestea vor include salarii, pensii, alocații sociale, dividende, încasări de antreprenori și alte venituri. Totodată, când vor fi atribuite categoriile de vulnerabilitate? O întrebare foarte des adresată inclusiv astăzi la conferința de presă. Reamintesc tuturor celor care ne urmăresc, începând cu data de 26, deci până la 25 sunt recepționate solicitările de aplicații, începând cu data de 26, sistemul va genera categoria de vulnerabilitate energetică atribuită și deci până la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, în cabinetul personal pe compensații.gov.md veți putea să vedeți aceste date. Din ce cauză cererea nu este validă sau aprobată în sistem? Și aici am primit de la conaționali și centrul de apel a primit foarte des această întrebare. Răspundem. De obicei, cererile nu sunt validate în cazul în care solicitantul a selectat sursa de bază, încălzirea soba cazanu sau încălzirea bazată pe combustibil solid. Însă gospodăria nu se include, de exemplu, în următoarele categorii. 1. Sursa principală de încălzire este energie termică centralizată, gazele naturale sau energie electrică, adică este o confuzie în sistem, sau sursa principală de încălzire este soba de combustibil, lemne, cărbune sau a beneficiat anul trecut de sistemul APRA în sezonul rece precedent, sau sursa principală de încălzire este soba pe combustibil și persoana cumva are deja atribuit această disponibilitate în sistem. Gospodăriile care au drept sursă principală de încălzire soba sau cazanul bazat pe combustibil solid, însă nu au beneficiat anul trecut de APRA, trebuie să se adreseze la un registrator. Cine sunt registratorii? Asta este asistentul social, bibliotecarul sau specialistul din cadrul Centrurilor Unice de Prestare a Serviciilor CUPS, pentru a depune această cerere și a asigura că ea este verificată de către registrator. Sistemul informează solicitantul că IDNP-ul acestuia a fost utilizat, însă persoana nu a depus altă cerere. Care poate fi cauza? Este și asta o întrebare. Această eroare apare în cazul în care solicitantul s-a înregistrat în sistem cu un alt număr de telefon decât cel utilizat pentru înregistrarea în sezonul trecut. În acest caz, solicitantul doar trebuie să scrie un e-mail la adresa suportcompensații.gov.md, acolo unde o registratorii sau asistenții consultanți vor soluționa problema. Vreau să reamintesc la acest capitol să urmăriți doar informații oficiale, nu credeți falsurilor și informați-vă rudele, apropiați atunci când sunteți în cadrul întâlnirilor cu familia și discutați acest subiect. Vă rog să informați cetățenii noștri despre acele detalii care se referă la acest program ca să ne asigurăm că cât mai multă lume este informată din prima sursă. Următorul anunț, anunțul numărul 3 de pe platforma Guvernului. Astăzi executivul a propus denunțarea 7 noi acorduri încheiate în cadrul comunității statelor independente care nu produc avantaje pentru cetățeni sau pentru instituțiile publice din țara noastră. Documentele denunțate se referă la protecția sanitară, circulația medicamentelor falsificate, crearea spațiului tehnologic comun și sunt din domeniul inclusiv fiscal, a energiei și a educației. Vreau la etapa actuală să punem pe tapet următoarele. La momentul actual, autoritățile țării au identificat un număr de peste 100 de tratate încheiate în cadrul CSI care nu produc valoare adăugată pentru cetățeni. În prezent au fost inițiate procedurile de denunțare pentru circa 70 din aceste tratate.
Aceste 7 noi acorduri care au fost denunțate astăzi în ședința de guvern vor completa, aici sunt informații noi pentru colegii din media, cele peste 35 de acorduri deja denunțate pe linia CSI până la această etapă. Acum, pentru că subiectul a fost și politizat și dezbătut în spațiu public intens cu o doză de informații false lansate, vreau să reamintesc tuturor că toate instituțiile statului au examinat întreaga bază juridică și cu atenție au două criterii de bază. Beneficii pentru cetățeni și beneficii pentru instituții. În cazul în care aceste documente nu prezintă beneficii pentru cetățeni și beneficii pentru instituții, ele sunt propuse pentru denunțare. Pentru că nu avem nevoie de cadru juridic care să fie de umplutură și să nu producă efecte necesare pentru conaționalii noștri. Și vreau încă o dată să punctez, să informăm opinia publică că la începutul anului 2023, potrivit Registrului de Stat al Tratatului care este deținut de către Ministerul de Externe, țara noastră este parte la 282 de documente cu statut de tratat internațional în cadrul CSI. Nu vorbim despre sute de documente cum au fost vehiculate, absolut fals în spațiu public, inclusiv date cifre de 500 sau 1000 de acorduri care sunt încheiate. Deci aceste informații nu sunt adevărate și nu reprezintă realitatea. Țara noastră în total are 282 de acorduri încheiate. Dintre acestea, 100 sunt acum examinate pentru denunțare. Dintre acestea, procedurile legale au fost deja inițiate în cazul a 70 de tratate. Între timp, 35 au fost deja încheiate, iar 7 astăzi în ședința de guvern au fost propuse spre denunțare. Anunțul numărul 4. Guvernul Republicii Moldova se alătură campaniei 16 zile de activism împotriva violenței față de femei și fete. În acest an, tema campaniei este să investim în prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor, punându-se accent pe importanța finanțării diferitor strategii de prevenire și combatere a acestui fenomen. În Moldova, 3 din 4 femei, sau 73%, s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului. 71% au fost victime ale abuzului psihologic, în timp ce o treime din femei au fost supuse violenței fizice, iar 20% violenței sexuale. Violența afectează în mod negativ sănătatea fizică și mentală, precum și bunăstarea femeilor la toate etapele vieții lor, împiedicând dezvoltarea lor profesională și abilitarea economică. Însă, violența poate fi prevenită prin acțiuni din partea întregii societăți. Guvernul sprijină inițiativa UN Women în organizarea unei expoziții imersive, dar digitală, care se numește Răsărind din umbră, soarele nu pălește niciodată, care ilustrează istoriile a 4 femei din Moldova și Ucraina, din diferite medii de vârste, afectate de diferite tipuri de violență, pentru a spori gradul de conștientizare a gravității acestui fenomen și necesității de a lucra acțiuni imediate pentru prevenirea și eradicarea acestuia. Denumirea expoziției se referă la una din aceste istorii, pe care o mamă îi spunea metaforic agresorului sau îl denumea soarele, pentru a nu o speria sau îi provoca suferințe fiicei sale. Evenimentul de lansare a expoziției va marca și lansarea oficială a campaniei de 16 zile și va avea loc pe data de 24 noiembrie la ora 10:30 la Stage Door și expoziția este organizată de către UN Women în cadrul campaniei de 16 zile de activism împotriva violenței față de femei și fete, cu susținerea Guvernului Republicii Moldova și a sprijinului financiar al Uniunii Europene, Guvernului SUA, Suediei și Guvernului Japoniei. În cadrul campaniei de 16 zile de activism împotriva violenței față de femei și fete, vor fi organizate și alte activități și acțiuni pe linia autorităților publice, despre care vom comunica în detalii în următoarele zile, precum și în cursul săptămânii viitoare. Vreau aici să fac o pauză în cazul în care colegii jurnaliști au careva întrebări ca să epuizăm acest subiect până continuăm cu următoarele subiecte. Stimați colegi, vă rog. Da, dar nu să ne spui cum guvernul evaluează opțiunea cetățenilor privind forțele pro-europene în reieșind din rezultatul alegerilor generale locale și dacă aceste rezultate confirmă sau nu aderarea, nu aderarea, dar intenția Moldovei de a adera la Uniunea Europeană. Da.
Da, mulțumesc pentru întrebarea adresată. Democrația este puternică atunci când fiecare vot face o mare diferență și pentru autoritățile publice scopul esențial a fost de a ne asigura că democrația noastră poate fi exercitată de către fiecare cetățean. A fost inclusiv campania de Get Out the Vote, să participe cât mai multă lume în procesul democratic de alegere în cadrul alegerilor locale. Noi am avut rate de participare care au variat în întreaga țară, dar ne bucurăm că cetățenii țării noastre au ieșit la urne într-un număr mare și și-au ales aleșii locali în pofida unei campanii care era inclusiv influențată prin acțiuni subversive și acțiuni care vizau atentarea la procesele democratice din țara noastră. În acest sens, cu siguranță, cursul pro-european a fost susținut într-un număr covârșitor. Asta arată rezultatele empirice, datele nemijlocite la nivelul întregii țări. Este clar și evident pentru autorități că cursul ireversibil de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană a fost inclusiv confirmat de aceste alegeri. Acum rămâne să depunem eforturi concertate, să punem în realizare la ceea ce lucrăm aici la guvern, care, apropo, este menționat și în Planul Național, Construim Moldova Europeană, 20 de acțiuni guvernamentale, a cărei scop final este aderarea țării noastre la Uniunea Europeană până în anul 2030. Dar reiterez încă o dată, democrația noastră este mai puternică când fiecare cetățean înțelege că are un vot putere și acest vot trebuie exercitat cu maximă responsabilitate față de viitorul țării noastre. Mai mulți deputați au primit interdicția de intrare în Federația Rusă. Vrem să înțelegem dacă guvernul va răspunde în oglindă sau sunt deja semne de interdicție. Mulțumesc! Pentru noi este clar că acțiunile noastre ferme de luptă împotriva dezinformării, împotriva falsurilor și a influențelor maligne din străinătate, uite, se trezesc cu astfel de acțiuni. Noi vom continua să întreprindem toate acțiunile ferme pentru a proteja conaționalii noștri de aceste influențe externe. Noi, sau spectrul de măsuri pe care îl adoptăm noi, ține de cumva viziunea țării noastre în direcția apropierii de spațiul european. Nu vrem să urmărim sau să stăm și să comentăm în fiecare zi acele nemulțumiri care sunt expuse de către purtătorii de cuvânt din Federația Rusă inclusiv. Acțiunile noastre la care am primit reacții sunt acțiuni suverane ale Republicii Moldova și vizează protejarea spațiului nostru informațional. Toată lumea, de la Opinca până la liderii acestei țări, cunosc foarte bine că acele platforme web care poluau mediul nostru informațional nu erau altceva decât trompete de promovare a unor mesaje false și unor narrative care nu sunt împărtășite de cetățenii acestei țări. Și noi suntem orientați într-o direcție clară, mergem ferm pe această direcție și nu o să ne ocupăm cu mișcări neapărat în oglindă, dar este evident prin aceste reacții că ceea ce facem, facem bine, facem corect și trebuie să protejăm interesele suverane ale conaționalilor noștri. Ce decizii au fost luate astăzi la Comisia pentru situații excepționale? Da, mulțumesc! Astăzi, într-adevăr, a avut loc ședința Comisiei pentru situații excepționale. Colegii jurnaliști care au venit la ședința de guvern au putut să vadă că ședința nu a avut o durată lungă, a fost o ședință scurtă. La această ședință s-a discutat despre prelungirea stării de urgență. Colegii în cadrul Comisiei situații excepționale au propus ca în ședința guvernului care a fost astăzi acest subiect să fie inclus pe ordinea de zi și el a fost prezentat de către ministrul de interne, prin care se propune extinderea pentru o perioadă de 30 de zile a stării de urgență. Vreau să atrag atenția că anterior această stare de urgență era prelungită pentru 2 luni, acum s-a solicitat 30 de zile și premierul a menționat foarte clar că în această perioadă instituțiile publice trebuie să revadă cu atenție
toate documentele adoptate în cadrul CSE ca să adopte măsuri alternative, nu doar cele care sunt implementate în perioada stării de urgență. Vreau ca etapă să aduc aminte că după această decizie votată în ședință de guvern, la propunerea CSE, urmează să dezbată Parlamentul propunerea Guvernului de prelungire a stării de urgență pentru 30 de zile. În acest scop, executivul se va prezenta în fața Parlamentului pentru a argumenta necesitatea acestei stări de urgență, care este luată de către Parlament la final. Cu drag, mulțumim pentru întrebările adresate. Doamnelor, domnilor, noi continuăm conferința de presă după ședința de guvern. În următoarele minute vreau pe scurt să vă redau cele mai importante hotărâri care au fost luate de către cabinetul Recean. Desigur că cabinetul de miniștri a aprobat astăzi planul de acțiune al guvernului pentru anul 2024. El include activitățile concrete pe care le are executivul în viitor. Planul include realizarea programului de activitate Moldova Prosperă, Sigură, Europeană, dar și strategia națională Moldova Europeană 2030. În total, pentru anul 2024, un aspect tehnic, sunt planificate 546 de acțiuni, iar aproximativ jumătate din ele țin de realizarea criteriilor de aderare a țării noastre la UE. Acțiunile privind dimensiunea de aderare la UE au crescut în proporție de 33% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, majoritatea din ele vizând proiectele de transpunere a legislației naționale în acquis comunitar. Planul mai stabilește termenul de realizare a fiecare acțiuni, costuri necesare, autoritatea responsabilă, secretarii de stat care vor realiza îndeplinirea calitativă a acțiunilor proiectate. Executarea acestuia va fi implementată de Cancelarea de Stat prin intermediul unui sistem electronic în baza informației actualizate în timp real de către autorități. Reamintesc că pe agenda de aderare la UE avem foarte multe acțiuni pe care trebuie să le facem cât mai ferm, iar acest plan aprobat este o acțiune care oferă predictibilitatea acestui proces. Toată lumea curioasă care vrea să vadă conținutul acestui plan este invitată să-l consulte pe pagina web a Guvernului țării noastre. La rubrica Ședința de Guvern vedeți nota informativă, inclusiv cu planul anexat. O altă noutate pe linia Guvernului ține de crearea în cadrul Cancelariei de Stat a Biroului pentru Integrare Europeană și aici vreau să punctez că acest subiect a fost discutat astăzi de către oficiali în ședință de guvern. Vicepremierul Popescu, dar și secretarul general al Guvernului, Artur Mija, au adus argumente concludente că în contextul în care numărul de acțiuni legate de subiectul aderării țării noastre la UE este în creștere, este necesară ca autoritatea centrală să sistematizeze acest efort și, prin urmare, în acest context, biroul a fost instituit, va avea ca scop gestionarea procesului de aderare pe plan intern, inclusiv coordonarea alinierii legislației noastre naționale la acquis comunitar. De asemenea, angajații biroului vor asigura o comunicare eficientă între UE și vor comunica beneficiile aderării țării noastre la Uniunea Europeană. Tot astăzi a fost aprobată nouă structură organizatorică a Cancelariei de Stat. Instituția va prelua mai multe sarcini în diferite domenii, dar și rolul de coordonator al asistenței tehnice și financiare externe a Republicii Moldova. Modificările propuse urmează să eficientizeze activitatea Cancelariei de Stat și să consolideze rolul Cancelariei ca un centru birocratic al Guvernului ca să îndeplinească politicile publice în domeniu. Vreau aici, cu titlul de comentariu, să menționez că prin crearea acestui birou instituționalizăm printr-o structură distinctă procesul de sistematizare a informațiilor publice legate de procesul de aderare. Biroul va fi subordonat vicepremierului și ministrului afacerilor externe și integrării europene și va coopera strâns cu echipa de la MAIE pentru realizarea obiectivului de țară, aderarea la Uniunea Europeană. Tot astăzi au fost adoptate noi măsuri pentru eficientizarea activității Agenției Naționale Transport Auto și au fost aprobate de guvern. Structura agenției ANTA va fi optimizată, iar instituția își va desfășura activitatea în baza regulamentului modificat. Cabinetul de miniștri a aprobat la inițiativa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale modificări la mai multe acte normative care urmăresc eficientizarea activității ANTA și creșterea calității activității de control. Modificările vizează în special subdiviziunea cu funcție de supraveghere
supraveghere și control. În acest sens, documentul prevede constituirea trei direcții noi. Direcția supraveghere și control, operațiuni de transport rutier, direcția supraveghere și control activități conexe și conformare și direcția suport și protecție consumatori. Ultima veghind asupra calității de prestare a serviciului pentru cetățeni. De asemenea, va fi consolidată subdiviziunea responsabilă de identificarea, prevenirea și contracararea amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor ce ar putea să compromită activitatea ANTA. Deci alte hotărâri de guvern, avize pe care le-a dat executivul, le puteți găsi pe pagina web gov.md, la rubrica ședință de guvern. Acolo veți avea toate informațiile sistematizate în detalii și vor oferi inclusiv notele informative care argumentează deciziile luate de către executiv. Agenda membrilor Cabinetului de Ministri, pe linia premierului, anunțăm pe această cale că premierul își reia vizitele în regiunile țării. Următoarea destinație pe agenda prim-ministrului este orașul Călăraș. Vom avea mai multe întrevederi cu primarii aleși din această localitate. Totodată vom vizita recipienții programului Satul European, oameni de afaceri. Programul mai include și socializarea cu cetățenii. Reamintesc, premierul a desfășurat până în perioada electorală mai multe vizite în centre raionale, unde s-a întâlnit cu administrațiile publice, a ascultat problemele localităților unde s-a deplasat și a venit cu soluții pe linie executivă pentru realizarea acestora. Vom reveni cu detalii și vom comunica suplimentar privind vizita aceasta. Tradițional, premierul joi are aceste deplasări în raionele țării pentru a vorbi cu cetățenii din toată Republica. Ministerul de Externe astăzi găzduiește până după amiază reuniunea anuală a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Inițiativei Centrale Europene. Țara noastră a deținut președinția în cadrul ICE pe parcursul anului curent. La această etapă, vicepremierul Popescu și viceministrul afacerilor externe al Republicii Albania și secretarul general al Inițiativei Centrale Europene, Roberto Antione, au susținut declarații de presă la sediul Ministerului de Externe, unde au vorbit despre importanța formatului ICE pentru dezvoltarea cooperării regionale. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, care marchează un an de când a fost investit în această funcție, participă mâine la inaugurarea expoziției de dezvoltare și promovare a businessului mic și mijlociu din Republica Moldova, Antreprenor Expo. Pe linia biroului de reintegrare, vicepremierul Serebrean mâine va desfășura o vizită de lucru în satul Bălăbănești din raionul Creuleni, unde se va întâlni cu autoritățile locale, dar și cu cetățenii. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatei, participă în perioada 21-23 noiembrie la reuniunea ministrilor apărării din Europa de Sud-Est, care are loc în Ankara, Turcia. Totodată la Ankara, ministrul Nosatei va avea întrevederi cu omologul turc Yaşar Güler, precum și cu alți participanți de nivel înalt la acest eveniment. Vom avea vești pe linia ministrului apărării la acest subiect în cel mai scurt timp. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, astăzi participă la discuții în cadrul panelului Implementarea Eficientă a Acordurilor Judiciare de Interes Public, experiența Parchetului Național Financiar Francez, iar mâine va efectua o vizită în teritoriu în raionul Cimișlia, unde va avea întrevederi pe linia de competență a Ministerului. Ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, va participa mâine la conferința regională de nivel înalt în domeniul antifraudă vamală, riscuri de criminalitate transfrontalieră într-o Europa deschisă, provocări partajate, soluții partajate. Ministrul Energiei Victor Parlikov va participa mâine la evenimentul de lansare a programului Rabla pentru electrocasnice mari. Programul oferă beneficii semnificative pentru consumatori, facilitând accesul familiilor vulnerabile la echipamente electrocasnice eficiente din punct de vedere energetic. Cu un buget de 5,8 milioane de euro, a fost dezvoltat cu suportul financiar al Uniunii Europene și implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Agenția pentru Eficiență Energetică. Urmăriți mâine la conferința de presă mai multe detalii cum puteți să profitați de acest program. Ministrul Culturii, în perioada aceasta, s-a aflat într-o vizită de lucru în Italia, care s-a desfășurat inclusiv în cadrul unei expoziții.
care se numește Dacia, ultima frontieră a romanității. Ministrul a participat la inaugurarea expoziției și a avut mai multe întrevederi atât cu omologul său italian în domeniul culturii, dar și cu oficialii instituțiilor responsabile în domeniul patrimoniului. Tot în cadrul acestei vizite, oficialul a avut discuții și cu ministra culturii a României, care la fel a fost în această deplasare în Italia. Detaliile găsiți pe pagina Ministerului Culturii. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, mâine participă la festivitatea de desemnare a câștigătorilor proiectelor de modernizare a universităților. În total, la concurs au fost depuse 28 de proiecte. Amintim că 5 universități din Republica Moldova vor primi finanțare de circa 10,4 milioane de euro pentru implementarea 13 proiecte în domenii prioritare de formare profesională. În urma implementării acestora, vor fi dotate mai multe săli și laboratoare cu tehnologie avansată, fiind modernizat și procesul didactic. De aceste beneficii de aceste investiții vor putea beneficia peste 35.000 de studenți. Ministra Mediului Rodica Iordanca Iordanov, în perioada 23-24 noiembrie, va avea o deplasare în Ucraina, în Ivano-Frankivsk, unde va participa la o reuniune care va pune în discuție subiecte bilaterale moldo-ucrainene. Ministra Sănătății astăzi va avea o întrevedere cu directorul Biroului Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa. Totodată, pe data de 24, va participa la conferința internațională cu genericul Abordare o singură sănătate, realizări și perspective. Și alți colegi miniștri au un program încărcat, le puteți consulta pe pagina Facebook a instituțiilor publice și pe paginile web ale acestora. Miniștrii au mai multe interviuri stabilite cu responsabilii din cadrul mai multor redacții TV, despre care la fel veți putea vedea pe rețelele sociale a respectivelor instituții. La rubrica Imun la dezinformare, împreună combatem falsurile, sporim reziliența, vreau să reamintesc și pe această cale să fiți foarte atenți pe internet atunci când consultați sursele online, pe rețelele sociale, dacă vedeți falsuri, raportați-le la respectiva rețea, dacă vedeți falsuri la TV sau radio, raportați la Consiliul Audiovizualului. Urmăriți Prima Sursă, canal oficial de verificare a informațiilor guvernului și informați-vă din surse demne și credibile pentru a cunoaște realitățile care se întâmplă în jurul nostru. Acestea fiind spuse, vreau să mulțumesc colegilor comunicatori din instituții, direcției comunicare, care a facilitat realizarea acestui briefing, dar și colegilor de la Prevesc Eu și RLive, care fac posibilă realizarea acestei transmisiuni în direct pe platformele publice. Acestea fiind spuse, reamintesc că sloganul nostru este comunicarea transparentă în beneficiul cetățenilor, iar noi vă așteptăm și săptămâna viitoare aici la Casa Guvernului, ca să aflați ultimele informații din prima sursă a Guvernului Republicii Moldova. Să aveți o zi cât mai bună în continuare. La revedere!